Doamnelor, domnilor, am făcut un pas de la Universitatea Babeș-Bolyai la o altă instituție de mare prestigiu a României și a Clujului, Universitatea de Medicină și Farmacie. Ne aflăm aici într-un sanctuar. Eu mă uit direct la portretul lui Iuliu Hațieganu. Pe pereți aici sunt toți mari părinți ai medicinei clujene, iar în studioul nostru improvizat tot aici, niște oameni extraordinari, tot din grupul de la Cluj. Să știți că la Cluj e un grup foarte mare de intelectuali, de oameni extraordinari care construiesc zi de zi viața acestui oraș și acestei țări. Sunt mari și distinși profesori ai Universității de Medicină și Farmacie. Domnul profesor Dan Dumitrașcu, prorector la Prorectoratul de Asigurare a Calității și Relații Internaționale. Bună seara! Domnul profesor Radu Câmpian, decan la Facultatea de Medicină Dentară. Bună seara! Bună seara! Și, nu în ultimul rând, domnul profesor Valentin Cernea, prorector al Prorectoratului de Dezvoltare Academică și Administrație Universitară. Stimați profesori, avem aici tot ce poate să însemne creierul și trupul unei mari școli de medicină a României și a Europei. Sunteți peste tot, sunteți citați. Este aici un sanctuar, cum cred că n-am greșit că am zis așa. M-am și enervat cu toată tevatura din presă vis-a-vis de un anume grup de la Cluj și am vrut să arăt că grupul ăsta de la Cluj este format din mari intelectuali. Eu zic grup fără nicio conotație politică sau de ales, dar e un grup, îmi place să spun, dacă e un grup, e foarte bine că e un grup de mari intelectuali și mari profesori și oameni care își fac datoria până la capăt pentru această țară și pentru locuitorii ei. Aș vrea să-mi spuneți, domnilor profesori, nu o să vă întreb pe fiecare, dar cu siguranță fiecare știți o anume parte sau mai multe părți a acestei mașini extraordinare care produce medici, oameni de care toată societatea are nevoie. Cam care ar fi contribuția UMF-ului la sistemul nostru sanitar? Și cam cum îl vedeți dumneavoastră de aici, de la Cluj? Că există școli de medicină și la București, cu oameni formidabili. Există, mă rog, țara are centre, dar dumneavoastră reprezentați probabil că unul dintre cele mai importante centre. Cum se vede UMF-ul Cluj cu ochii spre țară, spre sistemul general medical? Mai întâi, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru complimentele pe care ni le-ați adus acum. Într-adevăr, nu complimente, eu nu fac complimente, e o realitate, oamenii vin aici ca la Meca. Vin oameni bolnavi, Dumnezeu să le dea sănătate. Eu vă mulțumesc în numele tuturor celor pe care i-ați salvat, care le-ați spus, le-ați picurat viața, pentru care vin de la sute de kilometri și vă caut. E adevărat. Este un omagiu pe care eu îl aduc școlii de medicină clujene. Vă mulțumim, da. Și atunci, ca să răspund flatat cum sunt, și cred că și colegii mei sunt la fel, de către modul în care a spus problema, spune că deși școala medicală clujană nu este cea mai veche din țară, este a treia ca vechime, are o reputație construită în bună parte după unirea pe care o vom observa în curând. Și să nu uităm că acea comparație cu Heidelbergul, zisul Heidelberg de altă dată, nu avea atât de mult paralele geografice, nu colina, râul, că Heidelbergul, cât niște afinități intelectuale, și în domeniul medicinei, Heidelbergul era și este încă una din marile centre medicale. Deci, școala clujană, cred că de la bun început, a fost fondată de personalități formate în centre importante din Germania, Austria, Austro-Ungaria și Franța, care s-au altoit pe un grup autohton condus de Iuliu Hațiganu și la care au contribuit și personalități venite din vechiul regat. În așa fel, încă în perioada interbelică, școala de medicină clujană avea un prestigiu și contribuia la producerea de medici pentru țară, pentru România Mare, medici care au plecat la București, au plecat la Chișinău, au plecat din țară, dar au putut să
participe la ridicarea nivelului de sănătate al țării, care era precar, să o recunoaștem. Speranța de viață era redusă, consumul de calorii pe cap de locuitor era scăzut, tuberculoza era în floare, sifilisul era în floare, malaria exista încă pe atunci. Și atunci, înjugându-ne la acest concert, am continuat. Odată am avut inerția, am avut suflu să o facem și în prezent, în condițiile actuale, de după 90, avem și libertatea de a contribui și mai mult la crearea de medici și la asigurarea sănătății populației. Și cred că asta este o explicație. Colegii mei probabil că pot nuanța acest problem, dar cred că ăsta e scheletul unui răspuns logic. Păi mă gândeam acum, mă uitam pe la portretele marilor dumneavoastră înaintași și mă gândeam cum se făcea medicina atunci, fără raze, fără, cum îi zice ăla care te tai în felii? Tomograf. Fără tomograf, numai cu ăla așa. Zi 33, da. Răsuflă adânc și se salva o vieți și ce... Trebuie omagiați acești oameni care au contribuit la o asemenea școală, domn profesor. L-aș completa un pic pe Dan Dumitrașcu. Sigur că ai descris foarte frumos cu talentul pe care noi toți îl recunoaștem, de mare povestitor, școala de medicină clujană, dar aș mai sublinia unele elemente care întreacă, sigur că le-ai spus. Clujul, după Marea Unire, s-a situat din punct de vedere al școlii medicale la întretăierea unor școli care dominau medicina europeană a timpului. Școala germană prin Austria, evident, și prin fostul imperiu, și școala franceză. Și după 1918, de fapt în 19 o să sărbătorim 100 de ani de la primul curs în limba română, eu cred că această îmbinare de concepte a fost extraordinară din punctul de vedere al edificării noii școli. Trebuie spus că generația Marii Uniri, înfăptuitorilor Marii Uniri, era animată de un patriotism fierbinte și Dan a spus de fapt că mulți dintre străluciții profesori din vechiul regat, mai cu seamă din București, au răspuns chemării Ardealului care revenise la patria mamă, dar mai cred că era ceva în plus, dincolo de o emulație care totdeauna creează un lucru nou și pozitiv. În general, atmosfera de emulație dă naștere unor rezultate bune. Da, e o explozie de evident. Entuziasm. Evident. Universitatea 1919 era în primul an al ei de funcționare, ceea ce, sigur, celelalte două universități nu mai era cazul, că deja începeau să aibă tradiție Bucureștiul și Iașul. Dar după aceea, cred că a fost alături de această atmosferă pe care astăzi am caracterizat-o mai largă, de largă respirație a celor două școli despre care vă spuneam la început, cred că a fost un spirit particular al unui anumit soi de umanism, unui anumit fel de umanism. Adminteri, părintele școlii, profesorul Hațiganu, a și exprimat-o de multe ori în cuvinte că medicina este de a fi pusă în slujba oamenilor și că în esență nu poți face decât dacă ai o mare empatie, cum se spune astăzi, pentru pacienții tăi, dar nu numai asta, și pentru omul sănătos. Că medicina are o latură preventivă, știți? Care noi o cam care, uităm. Din păcate, fiecare dintre noi, și la nivel personal, câteodată o mai uităm. Asta a fost iarăși un punct esențial. Corect. Apoi a fost tot timpul o școală dispusă să accepte noul, ceea ce eu zic că e un lucru extraordinar și sigur după anii 90, dar nu numai, și înainte. De altfel ar fi de amintit că, să spun așa, reprezentanți străluciți ai școlii din București au mai venit și după al doilea război mondial să întărească bună această structurile. Comunicare. Deci, da, extraordinar. Această unire. Apoi, aici sunt un pic subiectiv. Prin profesionalism spun România. Că dacă tot ați pornit cu grupul de la Cluj, când zici grup înseamnă așa ceva mai izolat. Nu știu. E un grup mare, da, asta de-aia am și făcut... V-am dat exemple care contrazic un pic teoria grupului, că vedeți că și grupul de la București a mai venit pe la grupul de la Cluj ajutând. Așa e. E un pic subiectiv aici, fiindcă fiind educat în Institutul Oncologic Cluj și de fapt acolo am lucrat întreaga mea carieră... O să vă întreb și despre nu cancer, pot să că nu e o spun mare... că profesor Ion Chiricuță a fost un fiu al școlii bucureștene, dar și-a desăvârșit
opera vieții lui în Clujul nostru și a construit institutul despre care nu trebuie să vă mai spun nimic, că știți. Știu, da. Sunt multe lucruri. Îmi vine în minte un citat din discursul de recepție, nu vi-l pot reda exact, dar ideea vă pot reda, a profesorului Fodor, are un discurs de recepție la Academia Română intitulat Maestru Școală Universitate. Fără îndoială vă aduceți aminte de cărțile acelea mici publicate în Dacia prin anii 70. Două au fost apărute încă în timpul vieții profesorului Fodor și spunea acolo că multe centre medicale au avut realizări remarcabile. Asta e ideea, nu luați, nu pot da citatul. Deci multe școli medicale au avut realizări remarcabile, dar nu multe se pot mândri cu ideea de școală. Da, fiindcă spunea profesorul Fodor că prin școală se înțelege un înalt spirit etic care solidarizează membrii acelei școli, cum am fi noi, spre obiective care sunt nu imediat tangibile, spre obiective pe care și le propun să le atingă în viitor, dar că această solidaritate trebuie să existe la nivelul membrilor unei școli. Și există, nu? Și dacă măcar parțial am putut îndeplini, acum niciodată nu te poți mândri cu realizări perfecte, dar și dacă măcar parțial am îndeplinit acest deziderat, eu zic că este un lucru care trebuie subliniat. Păi există o mare competitivitate în sistemul dumneavoastră, cel puțin din ce spune lumea, nu din ce spuneți dumneavoastră, nu, domn profesor? Da. Dacă îmi dați voie, eu am să vă relatez câteva lucruri despre învățământul stomatologic. Despre învățământul universitar stomatologic și aici Clujul are o prioritate absolută. În acest sens, atunci când s-a înființat universitatea în forma nouă, deci în 1919, a fost invitat profesorul Gheorghe Bilașcu, un eminent stomatolog medic-dentist al Budapestei și fiu de maramureșan, acceptat și a venit și a înființat în 1919 învățământul stomatologic universitar de acest rang pentru prima dată în România. Deci aici avem o prioritate. Sigur că trecutul este o mândrie pentru oricine care îl are de așa natură, însă trecutul nu asigură și nu garantează prezentul. De aceea noi am fost extrem de preocupați întotdeauna atât de calitatea învățământului, cât și de vizibilitatea pe care are acest învățământ. Tot la Cluj, odată cu înființarea învățământului stomatologic universitar și apoi a specialității de stomatologie, care inițial a fost o specialitate a medicinei, a fost înregistrată și prima femeie medic-stomatolog, Alma Mohora, după aia căsătorită cu profesor de ginecologie Popovici, Alma Mohora Popovici, o personalitate de referință a stomatologiei, deși în mare măsură sau în nedrept uitată. De ce? Dânsa a prins și momentul de răscruce al anului 1989, decedând după 90, ocazie cu care a făcut niște observații extrem de pertinente și vizionare privind viitorul stomatologiei. Aș mai spune că această latură a medicinii, acest domeniu, a fost preocupat de la început de o deschidere, de o vizibilitate internațională. În vremea când eram și eu student, aveam aproape tot atâția colegi din străinătate, cât erau și din România. Lucrurile s-au menținut în același trend, având în această perioadă, de fapt, ofertă de învățământ pe trei direcții. Pe program de limba română, limba franceză și limba engleză. Un lucru extrem de important. Pe de altă parte, contextul actual al învățământului universitar medical este supus unei presiuni extraordinare. Dacă inițial au fost 5 universități, la ora actuală, pentru stomatologie, există 13 universități care formează medici stomatologi, dintre care 10 sunt de stat și 3 sunt private. Deci apare și acest element concurențial. În acest context, noi nu am fost preocupați de cantitate, ci de calitate, menținându-te la o cifră de școlarizare decentă,
Însemnând astăzi un pic, deci în jur de 10% din totalul absolvenților pe România îi produce Clujul. Dar calitatea, n-am dorit mai mult, puteam mai mult, puteam merge chiar la dublu. Iar acest lucru se vede în percepția pe care o au țările în care, din păcate, dar este o realitate, păi, trebuie să acceptăm, eu știu medici, imigrația medicilor. Da. Sunt câțiva care au cabinetele pline de italieni, francezi, că vin aici să-și facă... Și asta e un... Da, este un fenomen care este o realitate. Asta și este un fenomen... internaționalizarea ce faceți dumneavoastră. Este internaționalizarea, dar el are, de fapt, premizele în modul de reglementare și în politicile de sănătate pe care le are fiecare dintre țările Europei. Și aici aș face o comparație între țările de unde vin acești pacienți și România și, pe de altă parte, pentru medicii care pleacă, o comparație asemenea între medicii care, nu, între condițiile care sunt oferite practicantului din România și medicului din Occident. Este o diferență foarte mare în ceea ce privește protecția socială pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri stomatologice. Această internaționalizare, practic apartenența la Uniunea Europeană, permite pacienților care au asigurări sociale de sănătate în țările membre să beneficieze de servicii în România, dar nota bene compensate nu de statul român, ci de statul de origine. Spre deosebire de finanțarea care este pentru pacientul român, care este o finanțare extrem de precară, în jur de un euro pe cap de locuitor pe an, atâta se finanțează pentru asistență stomatologică în România. De aceea pacienții români nu își permit să meargă la stomatolog, pentru că sunt compensații foarte mici, deci sumele care le plătește statul pe sistemul de asigurări este foarte mic. Nu există de 27 de ani un program național de prevenție pentru copii, deși copiii sunt doar asistați în școli. Deci e o situație extrem de complexă care, într-adevăr, analizată și discutată, va pune în lumină anumite aspecte care vin să explice acest fenomen. Pe de o parte, turismul medical, respectiv, vin pacienți din Occident la noi și migrația medicilor, respectiv, pleacă medici de la noi acolo. Domnule profesor, vreau să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră. Cum se corelează ceea ce produceți dumneavoastră cu cerința pieței? Mâine, pui mine, o să vă întreb care e corelația între produsul dumneavoastră și Europa? Da, deci dacă îmi dați voi, aș continua ideea. Vreau să las întrebarea pentru dumneavoastră. În linia cifrelor. Asta e important, studenții ăștia. Deci cum arată, cum și unde se duc, cum dumneavoastră de sus vedeți toată migrația asta și știți cum ar trebui, probabil, aveți soluții pentru asta. Sunt foarte deprimat când văd că pleacă oameni, studenți cu aplecare, cum spuneați dumneavoastră, care au vocație. Asta e o meserie super vocațională. Cu siguranță mulți dintre ei n-au vocație, dar sunt oameni care au vocație și care sunt, de exemplu, v-am și spus înainte de începerea emisiunii, că sunt săraci, sunt aproape muritori de foame. Sunt rezidenți cărora la urologie nu li s-a dat, de 3 luni nu s-a dat, nu știu de ce, domnule, asta e chiar prea mult. Copiii azi chiar pleacă imediat. Dacă îi ții 4 luni și nu le dai bursa, nu le plătești o gardă, păi de ce ar mai sta aici? Mă rog, nu o spun cu răutate, dar mă doare sufletul că oamenii ăștia ar vrea să stea aici. Sunt mulți dintre ei care ar vrea să stea aici, le place România, au familii, își iubesc țara asta. Vă rog. Da, din punctul acesta de vedere, din amfiteatrele universităților medicale din România, pleacă în fiecare an aproximativ 1500 de absolvenți medici stomatologi. Rata naturală de pierdere prin pensionare, retragere și alte cauze este undeva în jur al cifrei de 550, maxim 600. Practic, noi producem anual un excedent de minim 700 de medici stomatologi. Ce se întâmplă cu aceștia? Pe de o parte, îi supraaglomerează centrele universitare, în primul rând centrele urbane și zonele industriale,
unde există putere de cumpărare a serviciilor stomatologice din partea populației, lăsând zonele rurale cu accesibilitate foarte, la stomatologie. Evident, și pe de altă parte este și migrația, care, interesant, nu este totuși foarte importantă din punct de vedere cantitativ al medicilor care pleacă. Înțeleg. Pentru că la noi avem și fenomenul invers. Tot mai mulți medici din țări occidentale solicită dreptul de practică în România. Aoleu! Nu și deschid cabinete aici. Deschid cabinete aici pentru că pentru pacientul român... Și statul n-ar putea să încurajeze să le dea o facilitate și la copiii noștri să-și facă niște credite mai... Și mă adresez acum primului ministru și ministrului sănătății. Nu găsim niște formule ca să-i ajutăm. Stomatologia este exclusiv aproape privat, adică peste 95% din servicii sunt oferite în sistem liberal, pe investiția medicului, fără a avea nici un fel de facilități fiscale. Și n-ar fi cazul să, pentru copiii care termină aici și care ar vrea să rămână în România, n-ar trebui să statul să asigure, să creezi niște condiții pentru un credit, să-și ia și necăjitorul. Facilități fiscale pentru investiția într-un cabinet și asigurarea accesibilității pacienților la servicii printr-un sistem de asigurări sociale decent. Pentru corect. Că actualul sistem aveți nu dreptate. Permite decât o raportare în plafonul 1600 de lei per medic care are relații contractuale cu casa, aceștia fiind tot al cincilea medic. Da. Iar, practic, pentru pacient, v-am spus că revin servicii de valoare minimă, 4 lei și un pic pe an în medie, cu diferențe imense între județe. În 2015, cred că aveam între un județ 1 leu și 10 bani și alt județ 11-12 lei, discrepanțe foarte mari. Finanțarea pentru aceste servicii are premize și structurare total diferită față de celorlalte servicii medicale. Stomatologia primește la ora actuală undeva 0,4% din toată suma alocată serviciilor medicale. Se consideră că sănătatea dinților, cavității orale, care condiționează și alte probleme de sănătate, atâta valorează. În consecință, sunt aceste repercursiuni în stabilitatea forței de muncă, în accesibilitatea populației și în premizele de sănătate a generațiilor care vin. Domn profesor Dumitrașcu, dumneavoastră... Da, eu o să mă refer la partea asta clinică. Nu la fel de bine ca profesor Câmpeanu, dar în ce privește resortul nostru medical, lucrurile trebuie văzute complex. Impresia difuzată de mass media este pleacă copiii buni. Trebuie să vă spun, ca și un cadru didactic deja destul de bătrân, pleacă și copii buni, pleacă și copii răi. Rămân copii buni și copii răi. Nu se creadă că cei care rămân sunt incapabili. De ce pleacă? Una din motive este această supraproducție de medici, care există și la noi. Să ne gândim că dacă înainte de 90 erau 6 facultăți de medicină, acum sunt 14, din care 2 private și unele și ce în ghilimele erau famate. Și atunci presiunea mare pe piața muncii în România este clar excesivă. Mulți din cei care intră în România, intră la medicină în România, fiind români, pleacă, intră la medicină tocmai ca să plece, dacă vreți, ca un fel de viză de plecare. De ce pleacă oamenii? Nu pleacă doar de sărăcie. Eu cunosc copii de prieteni bogați, care ar putea să nici nu mai lucreze în Cluj sau undeva și tare tot pleacă. De ce pleacă? Poate nu le place cadrul socioeconomic, poate nu le placă probleme morale care există. Și pe urmă mai este un aspect. Dacă intră la facultate, tot ce ar dori, în mod legitim, să lucreze la centre de performanță. Aceste centre de performanță sunt deja suprasaturate. Greu găsești locuri. Lăsând la o parte, la noi la Cluj lumea e onestă, dar sunt zone unde se vorbește de
diverse căi de nepotism, de mai știu probleme de astea. Deci nu oricine are totdeauna și peste tot cale liberă doar pe performanță și asta iarăși poate fi măsurat în diverse feluri. Dar foarte mulți dintre cei care termină medicina și sunt buni nu găsesc în țară locuri la măsura aspirațiilor acestora, justificate sau nejustificate. Uneori pot să fiu mediocru și să ai ambiții mari. Și atunci zice, dacă eu n-am nicio șansă aici, să mă duc în altă parte. Și vedem tot felul de modele. Unii ajung milionari, alții se sinucid, alții intră în anonimat. Nu mulți ajung într-o elită academică, dar sunt. Cei mai mulți însă devin onești practicieni, cu o stare bună, eventual își mai cumpără o casă în Florida, fac vacanțele în Thailanda, ceea ce nu e mare lucru, chiar și pentru clasa medie sau mediu superior din România. Dar e dorința de a încerca și altceva. Da, mai avem alt model. Modelul rezidenților care merg mai mult în Franța, nu știu de ce eu le tot spun să meargă în Germania că sunt mai bine plătiți și că germanii sunt foarte limba. Amabili. Limba asta din păcate. Așa este. Der die das, nu-i prea la nebuna. Merg și se întorc după un an, doi. Deci așa cu un fel de experiență. Avem destui rezidenți care se întorc după un an, doi înapoi și și-au făcut cheful, e și o modă. Și e o modă din asta, da, Ionel pleacă, de ce nu sunt și eu capabil să fac? Da. Pe de altă parte, în vest, nu e medicina atractivă. În medicina în vest are multe găuri. E umblă, nu numai din România se pleacă din Polonia, din Ucraina, din Ungaria, nemții la rândul lor pleacă în Suedia, pleacă în Statele Unite, deci migrarea în Elveția, sigur, migrarea medicilor un fenomen dinamic, nu privește Înțeleg. Doar România. Unde cred că noi suntem deficitari este la importul de medici. Adică dacă în Anglia pot să iau un medic care poate deveni mare cercetător sau mare profesor sau un mare practician din Pakistan sau în India și funcționează sistemul, eu în România nu pot, că nu are diplomă, că nu are echivalere. Deci noi ar trebui să ne aducem și noi medici din alte părți, măcar din Moldova. De când suntem în Uniunea Europeană, foarte greu, pentru dacă nu au diplomă în România, moldovenii foarte greu își mai echivalează studiile la noi. Și noi avem zone deficitare, pentru că medicul român nu dorește să meargă într-o zonă deficitară, la munte, la delta sau undeva, ci preferă să meargă într-un sanatoriu din Pădurea Neagră. Dar din Bulu Ceaușescu cum se duceau, domnule, peste tot? Domnule, domnule, erau obligați. Păi și acum nu putem, domnule, totuși România asta, toată lumea vrea la Cluj, nu merge tot. Exact ce spuneți. Nu știu cum i-am putea obliga. Păi eventual să le dai un contract pe 5 ani sau pe 10 ani. Că să-i dai o casă acolo, să-i dai o gradă. Sunt mulți care... Dar primăriile cred că oferă asta. Nu știu, vedem. Primăriile oferă asta. E foarte greu. Problema e alta, mi se pare o pagubă de care politic n-avem voie să vorbim. Dar reală, noi pierdem bani. Guvernul român pierde bani în pregătirea unor studenți care primesc și bursă, pe urmă pleacă din țară și pe urmă vine domnul, nu știu care, cancelarul Austriei sau mai știu ministrul nu știu care din Olanda și spune că noi cheltuim bani cu asistența socială a românilor de aici, de la noi din țară, dar nimeni nu pune problema cât câștigă cu medicii pentru care a cheltuit statul român. Corect. Deci, aici iarăși cred că diplomația noastră ar trebui să contribuie la schimbarea imaginii de cercetori și de milogi pe care mulți o prezintă România. Da, facem o economie uriașă, domn profesor. Așa este și Dan, sigur. Aici, comasez și întrebarea, atunci, care e relația cu Ministerul Sănătății, oficialii de acolo? Pentru că sunt probleme care, vrând nevrând, acolo trebuie să se rezolve. Deci, domnul Hoandră, realitatea este că o planificare a forței de muncă, cum era înainte, de 90 pe specialități, când locurile la rezidențiat erau clar știute cu ani înainte în funcție de necesar, probabil că e mai puțin fezabilă, ca să spun așa, astăzi, fiindcă sigur există această dorință a oamenilor de a lucra în diferite locuri, este o mobilitate care deja e europeană, nu lipsa de mobilitate, deci lucrurile sunt greu comparabile. Da, nu poți să-l impui omului dacă el vrea sigur, să facă... Da, sigur că da. Sigur, foarte mult contează nu numai, sigur și câștigul, deci nivelul de viață important pentru fiecare dintre noi.
Sigur, acum o rețetă de a-ți pune de acord dezideratele cu posibilitățile, general uman, nu putem noi găsi aici. Sunt, cum spunea Dan, oameni care au pretenții exagerate dincolo mult de posibilitățile lor și alții care, dimpotrivă, nu putem noi găsi rețeta. Pe de altă parte, contează mediul profesional. Și în spitalele altele decât cele din centrele universitare, categoric există și anumite rămâneri în urmă, nu în toate, că sunt spitale din provincie chiar foarte onest dotate pentru nivelul lor de competență, chiar foarte în regulă dotate, dar rămâne și posibilitatea pe care tânărul o are în ceea ce privește promovarea în carieră. Și aici eu cred că, în esență, lucru care trebuie pus la loc este concursul. Dar care e colaborarea cu Ministerul Sănătății, domnilor profesori? Pentru că dumneavoastră aici sunteți un grup de creiere importante în economia țării, dar trebuie să transmiteți acolo unde se noi suntem la Ministerul Educației. Acum și cu sănătatea, sigur că trebuie să avem relație. Și cu educația, cum comunicați cu... Vă înțeleg oamenii care cumva sunt responsabili de întregul demers medical și de învățământ medical din România? Am fi nedrept să spunem că nu ne înțeleg deloc. Poate că dacă ajungem... Aici sunt idei, ați avut, domn profesor, ați avut cum ar fi. Să discutăm, cum ați spus, despre oncologie, vă pot spune situația particulară. Spuneți-mi. Pentru că acolo am fost ani de zile membru în comisia de profil a Ministerului Sănătății și așa. Sigur, tot timpul au fost investiții și e bine că s-au întâmplat lucrurile astea. Dar, spre exemplu, în radioterapie, care e specialitatea mea, din anul, să spunem, 2000, când a fost un val așa de reechipare a celor 16 centre de radioterapie, câte moștenisem noi dinainte de 89, a urmat cumva 10 ani de pauză în investiții. Asta nu e bine. Nu. Trebuie să fie limpede înțeles pentru toată lumea. Sigur, medicul mânuiește echipamentul acela, dar performanța echipamentului condiționează rapiditatea cu care medicul progresează în domeniul lui. Și ele nu se pot despărți una de alta. Sigur că acum, din fericire, lucrurile încep să se corecteze, pentru că chiar este în derulare un program de investiții în oncologie, derulat prin Banca Mondială, adică cu un credit garantat de stat prin Banca Mondială. Asta e bine. E foarte bine. Că nu e o problemă, cancerul, și mă bucur că aud acum, și că spuneți asta, că aud cumva oamenii de la una la alta, dacă așa sărit, vin ideile. Nu, da. Așa, e foarte bine. Și acel plan a fost demarat încă din anul 2015. Sigur, s-au mișcat greu roțile administrației, dar ce pot să vă spun este că, practic, până la sfârșitul anului viitor, aproape toate centrele de radioterapie din sistemul public, că despre el vorbim, o să fie reechipate. Dar revenind la problema specialiștilor, o să fie reechipate, nu nicio problemă, echipamente de top, sunt câteva firme în lume care produc, calitate excepțională, da, exact. Dar când 10 ani nu ai făcut investiții în sistemul public, decât rar, să zicem, un aparat la Institutul Oncologic Cluj, încă unul, două la Oncologie București, centru regional... Cum se resimte regional, pauza asta? Păi se resimte în nivelul de pregătire al oamenilor. Și de mâine le cer să treacă la, nu știu, Ferrari, Mercedes, de pe o mașină, de pe o Dacia mai veche. Ăsta e un lucru complicat. Sigur că în tot acest timp noi am educat rezidenții cât am putut de bine la nivelul dotărilor care erau. Dar va fi un shift greu de acoperit perioada asta de... Bun, unele centre în decursul acestui timp s-au închis. Acum se vor redeschide cât se va putea. Dar vă dau un exemplu concret. Spre exemplu, Baia Mare. Ultima dată au lucrat, cred că în 2011, deci 5 ani de când nu mai lucrează. Acolo și-au conservat cum au putut personalul pe loc, neavând de lucru într-un serviciu de radioterapie. Bun, într-o jumătate de an le montează ministerul prin acest program echipamente noi. Doamne, acum oare se descurca? Greu. Trebuie să faci training, să-i antrenezi, să
face un întreg program de pregătire, așa încât revenind, cred că planificarea forței de muncă totuși ar trebui să fie o grijă a celor două ministere. Beneficiarul, da, care corect. Este Ministerul Sănătății și să spunem noi care recrutăm tinerii și îi pregătim în această direcție. Da, spuneți-mi, aveți dreptate, dar aici și cercetarea trebuie să joace un rol. Cum stăm cu cercetarea? Cum stați dumneavoastră? Că aici se concentrează speranța oamenilor, că găsiți lucruri, că... Așa este. Eu zic că progresăm. Oare subiectiv? Nu cred. Ca cercetare, aici e și meritul rectorului nostru, profesor Irmie, că pune mult accent pe cercetare și este între cei care susțin rolul cercetării. Accent și investiții. Da. Deci universitatea dă granturi interne. Sigur. Și s-au făcut și investiții mari, într-adevăr. Eu aș spune că nu avem noi indice acum la noi, dar era o statistică, suntem în Universitatea din Cluj de medicină cu randamentul științific cel mai ridicat la cap de locuitor. De cadru didactic. Am eu câteva cifre, dacă yes. Când termin, le spun. Spune-le tu și pe urmă, aș vrea numai să fac o comparație unde ne găsim dacă noi. Dacă suntem la cifre, haideți să le vedem. Uitați-vă, aici am cifrele pe 2017, că e anul curent, deci până în 18-10-2017 și în 2016, noi am avut 659 de publicații ISI. ISI înseamnă cotarea, știți, da. Web of Science, așa. Știu, telespectatorii noștri sunt inteligenți. Cu un factor de impact cumulativ total, numai la lucrările ISI, de 1551,52 de puncte. E foarte mult. No, asta e prestigiul. E foarte mult. Se vede că... În sfârșit, sigur, au fost și publicații în meeting, abstracts, care sunt mai puțin cotate, dar există și ele. Aș zice că din punctul ăsta de vedere foarte mult am progresat și asta e meritul întregului corp academic, dar cred aici că e o elită, deci a unei viziuni cu privire la cercetare care sigur aparține în cea mai mare măsură rectorului, profesorul Irimie, care a avut încă de la început gândul, care acum de fapt e și materializat, de a avea un centru propriu de cercetare și v-am propus să o să filmăm acolo, să luăm ca să, în timp ce noi o să, telespectatorii o să asculte, asta să vedem imagine. Au fost câteva priorități naționale. Cred că am fost prima universitate de medicină din România care am avut un centru de genomică dotat și care lucrează la standardele de astăzi. Da. Din lume. Deci nu din alt, de astăzi, de astăzi din lume. Din lume, da. Asta e... Ei, sună bine. Sunteți într-adevăr o elită. Un grup mai mare, de mine face plăcere să lărgesc grupul ăsta de la Cluj, cât mai mulți oameni de prestigiu cum sunteți dumneavoastră. Continuați, domnule profesor. Unde trebuie să acționăm va fi la translaționare, cum spun eu, aplicabilitatea. Să nu facem cercetări doar pentru CV-urile academice, ci să facem cercetare cu aplicabilitate. Cu direcție. Exact. Aici cred că este nevoie de mai multă perseverență. Da, așa este. Da. Asta este dezideratul. Da. Pe urmă, ca să revin la relația cu Ministerul, care se face tot prin rectorat și prin Consiliul Național al Rectorilor, eu zic că este bun. Dar cadrul legislativ nu poate fi mult influențat de la periferie. Corect. Chiar este probabil că trebuie tot consorțiul rectorilor să cadă de acord asupra unor probleme. Și aș mai vrea să vă spun ceva, vă rog. Și pe urmă revenim la știință pentru profesor Câmpeanu. De ce mai pleacă oamenii? Nu neapărat pentru bani, ci unii pleacă și pentru că îi interesează cercetarea pe care o fac sustenabil acolo. Noi aici o facem, dar dacă peste 5 ani nu se facem ca la oncologie, nu sunt sustenabile investițiile, vom pierde pasul. Dar uitați un aspect. O colegă distinsă de-a mea spune acum câteva zile zâmbind, am văzut la televizor că fermierii nu găsesc zilier cu 100 de lei pe zi pentru că nu vin să lucreze. Dar integrarea mea clinică spune ei tot de 100 de lei pe zi. Și ea nu pleacă din țară, pentru că ar găsi motivare, ea
vede pacienți, ea predă studenților și uite că mai trebuie să ai și motivări interne, așa, iluminări, nu neapărat în goana după bani. Medicii fac parte din elite. Dumneavoastră educați tineri ca să devină elite. Întotdeauna eu am știut că medicii fac parte din elita. Ei erau și sfătuitori și la sat, erau și sfătuitori, nu erau numai medici. Erau niște oameni în fața cărora ceilalți oameni comuni se plecau, cereau sfaturi, îi asimilau ca niște faruri călăuzitoare. Nu cred că e bine să se piardă. Sigur, în Occident totul nu mai există. Dar noi avem respectul ăsta față de omul la care îți dă viață, domnule profesor. Și cu asta vreau să vă și provoc să încercăm niște concluzii. Din punct de vedere al instituției ca și funcționalitate, fiind o instituție de învățământ, ea aparține Ministerului Educației, dar la interferența, evident, cu Ministerul Sănătății, pentru că noi producem forța de muncă pentru serviciile pe care le guvernează Ministerul Sănătății, dar și cu autoritățile competente române pe domenii, respectiv Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Dentiști, Colegiul Farmaciștilor, pentru că acestea trei sunt autorități care guvernează practica profesională absolvenților. Interferența aceasta se simte în mod evident și pregnant și ne lovim uneori de impedimente pe compartimentul legislativ. Imaginați-vă sau luați cunoștință dacă nu știți exact, la legea învățământului, care este lege organică, există pentru învățământul medical, cu toate particularitățile, cu toată complexitatea lui, doar două articole. Pe de altă parte avem legea sănătății, care nu este o lege organică, este denumită o lege a reformei, există de 11 ani și jumătate, cu peste 1500 de adnotări, modificări, schimbări, încă nu este actualizată și sperăm să se schimbe și să fie în acord, pentru că multe greutăți vin din această direcție, interferența între cele două reglementări, noi având în plus și impunerile legislației de ordin fiscal. În ceea ce privește centrele de cercetare, eu cred că ele exprimă în cea mai mare măsură această relație între educație, învățământ și sănătate, servicii medicale. Pe de o parte, aplicațiile la proiecte, finanțarea proiectelor este în tot mai mare măsură condiționată de producția a ceva. Ceva care să folosească la cineva și pentru ceva. Acest lucru chiar se întâmplă și chiar în această perioadă se înființează și la universitatea noastră o așa numită Academie Antreprenorială a studenților pentru aceste activități antreprenoriale inovative. Iar aici, pe învățământul stomatologii, pentru că noi pregătim specialiști cu practică liberală, care rămân independenți, zboară din cuib, fără ajutor, fără rezidențiat, nu sunt obligați să facă rezidențiatul, suntem preocupați și cred că suntem pionieri și aici de educația umană, formală și profesională. Facem cu ei de ani de zile organizare profesională, legislație medicală, management medical, antreprenoriat, elemente de ontologie medicală. Încercăm să-i formăm ca și oameni, ca ceea ce am fost noi la vremea noastră, niște modele în societate. Pacientul, cetățeanul, privea la medic ca la un model de cultură, de comportament, de umanitate. Încercăm să rezistăm la asalt uneori neprincipial care vine din anumite direcții și vrem să insuflăm tinerilor încredere în potențialul lor, în caracterul lor, care trebuie să fie ferm, aplicat spre umanitate, spre corectitudine și transparență. Și cred că reușim. Modul în care ei sunt primiți dincolo, că aici populația știm cum reacționează și apreciază. Dar sunt extrem de bine primiți, nu numai medicii stomatologi, sunt convinși și ceilalți, în alte țări unde pretenția față de condiția medicului este deosebită, cum ar fi Franța sau Germania sau Anglia. Și acest lucru ne aduce o satisfacție deosebită. Da. Domnilor, câte două minute pentru fiecare, pentru concluzii, domn profesor. Ca o concluzie, ca așa o, să încheiem puțin deci, fără îndoială că universitățile discuție. Dintotdeauna au fost, de fapt, în mare măsură motorul societății, că rostul unei universități este să pună în circulație idei. Ăsta e rostul ei.
Oricum, ideile nu pot fi oprite, știm foarte bine. Exact, domnul Abră. Asta nu pot fi oprite și dacă noi reușim să punem în circulație idei și să motivăm tinerii noștri discipoli să creadă, cred că o mare parte din misiune ne-am îndeplinit. Cred că este un lucru esențial, dincolo de cunoștințele tehnice, fără care, sigur, da, nicio profesie nu e posibilă, de a insufla un anumit spirit etic și moral studenților noștri. Cred că sala asta ne inspiră și am ales bine să... Ați ales bine portretul profesorului Iacobovici, întemeietorul chirurgiei în Transilvania după Marea Unire. Mentorul meu, profesorul Chiricuță, a fost elevul profesorului Iacobovici, căruia i-a și dedicat o carte. Ce frumos! Profesorul Iacobovici și Școala de Chirurgie din Transilvania puțin mai au cartea aia. Și acolo scrie la un moment dat profesorul Iacobovici. Nu toți pot să ajungă profesori universitari, rectori, șef de clinică, președinți și alte funcții. Dar toți pot să-și îndeplinească menirea de a îngriji oamenii aflați la nevoie și în suferință. Și îmi veneau în minte cuvintele profesorului Iacobovici, pentru că nu se poate. Niciodată, sau nu știu dacă niciodată, dar nu în viitorul apropiat, vom putea, să zic așa, egaliza nivelul scopul, de trai între noi și Germania sau nu ăsta e scopul. Dar putem fi fiecare putem, locul nostru. Exact. Pentru asta atât decidenții politici trebuie să facă eforturi, că simplu entuziasm al oricărui medic nu poate fi de ajuns. Corect. Deci oamenii trebuie să facă eforturi, dar sigur și noi, mediul academic care educăm studenți, trebuie să avem grijă de dimensiunea etică, profesională, umană, până la urmă. A curiozității, că în esență trebuie să le cultivăm curiozitatea. Da, dar trebuie să avem cât mai multe modele, că modelele generează școli. Domnul profesor Dumitrașcu. Da, ca exponent al Școlii Medicale Clujene, trebuie să spun că ne distingem în țară și poate și în alte zone printr-o latură sau printr-o dimensiune umanistă pe care o prezentăm atât în activitatea didactică cu studenții și cu medicii rezidenți, cât și cu pacientul. În ceea ce privește pregătirea pacienților, studenților, să nu uităm, a studenților că a fost și primul centru unde s-au introdus în România cursuri de educație a comunicării medicale, cursuri de relație medic-pacient, punând accent nu doar pe calitatea diagnosticului și al tratamentului, dar și pe importanța interacționării cu omul bolnav și cu familia acestuia. Pe urmă, umanismul nostru se mai referă prin paradigma asta la care eu țin de medic om de cultură, care începe să se piardă, din păcate, la generația mai tânără, pentru că educația culturală în licee a scăzut. Și chiar educația cadrelor didactice din învățământul pe universitar a scăzut, dar trebuie să nu depunem armele. Și în al treilea rând, cred că ne mai distinge tot umanism prin fel de onestitate a muncii, pe care o facem și dacă sunt condiții mai nefavorabile sau angajări de personal mai reduse sau, mă rog, nu avem întotdeauna tot ceea ce am dori, noi ne facem datoria atât de bine cât putem. Aveți și cred că asta e o caracteristică a zonei noastre. Așa e, mi-aduc aminte de saloane și de la Sibiu, de saloanele de pictură ale medicilor. Doamne, era o elită în toată strălucirea ei artistică. Erau oameni care scriau, Buzura, fiertat, medic, scriitor extraordinar și atâția. Domn profesor, vă rog. Aș continua ideea să subliniez faptul că există și acum în... acel simpozion care se face periodic, medicină, artă, cultură. Ținem standardul sus. Iar în ceea ce privește sănătatea, pentru că până la urmă aceasta este valoarea pentru care ne luptăm cu toții. Și spunem studenților noștri că această valoare trebuie apreciată, respectată. Și atunci când vor fi medici și vor lua decizii, să o facă în folosul oamenilor. Iar atunci când vor ajunge, printr-un concurs de împrejurări, să ia decizii, să influențeze politicile de sănătate, să țină cont de aceste nevoi de sănătate ale oamenilor, dar cu respect total deplin față de cei care asigură această sănătate, medicii și corpul medical. Da.
Domnilor profesori, vă mulțumesc, îmi face mare plăcere. Am să încep cu Clujul pentru că sunt adoptat aici, mă simt foarte bine la Cluj. Mulțumesc acestui oraș pentru tot ce mi-a oferit și am să încep. Îmi dau seama că e foarte important ca această țară să-și cunoască elitele. Și am să încep cu Clujul și promit tuturor celor care ne urmăresc că o să merg în fiecare oraș și în fiecare orășel, pentru că aceste elite care sunt la periferie, cred că vor schimba mai repede și mai lesne lucrurile decât centrul. Întotdeauna se spune că periferia poate deveni centru. Începând cu dumneavoastră, vă mulțumesc că ați participat. Îmi iau angajamentul în fața telespectatorilor să mă duc peste tot și să vorbesc cu elitele acestei țări care merită să fie cunoscute. Eu, doamnelor și domnilor, sunt Octavian Hoandră și, ca întotdeauna, vă doresc ca până mâine să vă dea Dumnezeu mai bine.